tocmai a scos cartea vieții sale, se cheamă Ansamblul Folclorii Petrecătorului Zeletinului, o viață dedicată, dăruită folclorului românesc. Foarte interesant, o să-i facem și noi la lansare profesională. Invităm acum pe poeta Mioara Făruță, proaspătă laureată a Festivalului Național de Creație Literară Avangarda 22, cu premiul Asociației Familiale. Cum se rămâne? Poveste de Crăciun. Se întuneca afară ani în soare. Prin cetin suflă vântul la colini, steluțe cad, în cer e sărbătoare, copiii încântați în mâinile prind, în casă simt miros a mere coapte și a scorțișoara apurită în vin. Rătăcitor prin gânduri mai străbate, câte un dor fugarnic și străin, și tot rostogolindu-se în soare printre copii, el însă și iar copil, ar vrea să-i scrie moșului scrisoare, să vină și la el cu sacul plin, dar nu cu jucării sau alte lucruri, nici cu brăduți în vârf cu lumânări. El și-ar dori să nu mai fie singur la ceasul magic dintre sărbători. Din ceruri steaua luminează blând, afară ca de tainică în serare. Păstrez scrisoarea netrimisă în gând, în suflet de copil, într-un om mare. Vă mulțumesc! Poeta Tincuța Orânceanu Bernevic, membra unui scriitorilor din Bătău, tot aici. Pierdem vreme multă cu deplasarea, hai să vedem de acolo. Ce iarnă, ninge peste tot, ce iarnă, fulgii mici au prins să cearnă, cad în case, pe pământ, le-ar cădea la noi în gând, să ne-l spele de păcat, să-l facă neîntinat. Înțeles de ce la toate concursurile naționale și internaționale au luat toate locurile întâi. Deci, deja ne dă o probă de virtuozitate. Să schimbăm puțin macazul și să-l invităm pe profesorul antrenor emerit Dumitru Leca să ne facă o scurtă prezentare, o scurtă aducere aminte a ceea ce a însemnat familia Leca pentru Bacăul de altă dată. Maestre, scurt. În primul rând, să vă... Da, nu, veniți aici să vă mâini, așa, ca să... În primul rând vreau să vă spun că împărtășesc de fiecare dată onoarea de a fi în fața dumneavoastră, iar despre subiectul cu care m-a onorat
domnul Munteanu, un subiect care sună cam pretențios după mine și care poate să justifică doar prin faptul că timp de 5 generații istoria familiei Leca s-a suprapus cu istoria Bacăului. N-am să intru în amănunte, bănuiesc că multe din contribuțiile familiei la istoria Bacăului sunt cunoscute. Aș menționa una singură, pentru că suntem la o aniversare culturală. Prima societate culturală din istoria Bacăului a fost înființată în 1867 de Gheorghe Leca, se numea Societatea pentru Învățătura Poporului Român. Mi-aș permite totuși numai câteva minute să vă rețin atenția cu altceva care mi se pare mie cel mai important din contribuția familiei la istoria Bacăului. Pentru că am spus că e vorba de 5 generații, eu am considerat că familia a avut un rol mare în a impregna o stare de spirit, care în special astăzi poate ne lipsește. Pentru că a fost vorba de oameni care prin funcțiile publice deținute în stat și în oraș s-au impus ca repere morale pentru acele vremuri. Mi-aș permite să vă reamintesc definiția pe care, sau, eu știu, aprecierea pe care a dat-o Costache Radu despre familie, spunând că erau boieri cu sentimente mari, iubitori de țară, care nu și-o văiau în fața amenințărilor, nici a făgăduielilor. Cam asta a fost istoria lor, au fost oameni cu cariere profesionale, având în spate școli adevărate, cu grade militare câștigate pe câmpul de luptă, cu grade diplomatice câștigate la termen și cu examene, fără dosare penale, fără anchete și cu foarte multe opere de binefacere în favoarea comunității, însemnând biserici, școli, spitale, toate din bani privați, nu din bani publici. Comparația cu zilele noastre o las în seama dumneavoastră. Și pentru că se apropie sărbătorile Crăciunului, dați-mi voie să vă urez la toți un Crăciun fericit alături de cei dragi și un an nou mai bun, dacă se poate. Vă mulțumesc! Din nou poezie, vă invităm pe poeta Cristina Ștefan, membru al Uniunii Scriitorilor de la Bacău, să... aici, tot aici, în toată asta. Mulțumesc frumos, domnul Munteanu, m-aș fac un pregătit. La deschidere. Se pregătește Dumitru Băneanu, ca să nu mai fie nepregătit. Este ultimul meu volum. Vreau să mulțumesc în al șaselea an, al șaptelea an, de când prin Fundația Cancicova am debutat în literatura Bacăului. Vreau să-i mulțumesc domnului Munteanu și pentru invitație. Tuturor vă doresc sărbători fericite, doar câteva rânduri. Voi alege mereu între durere și vis cea mai grea armonie. La echinocțiul primăverii voi balansa iubirile din stânga mea, de-a dreapta ta, și mereu vor ieși inegale. Adaug un miracol întâmplat între ape și pe tasul tău de mirare, triilul privighetorii. Atunci bizarul plumb ne va echilibra. Vom alege binomul alb. Două poeme de lumină, cea mai grea armonie. Vă doresc să bătesc. Mulțumim și noi. Dumitru Băneanu, membru în comitetul de conducere al filialei Bacău Uniunii Scriitorilor. Să se pregătească și el. Poemi scurte. Doamnelor și domnilor, un scurt sonet, pentru că toți suntem, nu? În preajma sărbătorului Crăciunului, că se cheamă Crăciunul
scriitorilor, dar am scurt sonet. Spre Betleemul ceresc sufletul zboară, peste luni moarte călăuzit de stea, slava lumii prin veacul coboară, îngeri în peștera lumii leagă de nea. Nopți de mătasă, sfințite adieri, magii descinși în șoapte de rugăciuni, speranțe sorcovesc, florile de mer, nașterea lui Iisus, colindii din străbuni. De smirnă stă cerul în care mă închid, curge ca un baș o noapte de Crăciun, într-un colț pustiu, cu amintiri din stradă, printre colindători, rătăcesc străin, mă simt suflet orfanului mic și bun, care cerșește în zdrențe de zăpadă. Mulțumesc! De ce așteptăm noi? Păi, de ce să nu? Și noi vom face pomenirea eroilor, odată cu pomenirea Sfântorului. Consider că orice om, orice cetățean al acestei țări, când duce un pomen pentru părinți, pentru strămoși, ar trebui să ducă și pentru eroii neamului, că altminte nu mai eram unde ne aflăm. L-aș ruga două vorbe de salut pe primul vicepreședintele acestei asociații, pe domnul Dănuț Voicu, ca salut. Două vorbe din partea acestei asociații. Mulțumesc pentru invitație. Dar este și sponsorul acestei întâmplări ale noastre. Am uitat să cerem foarte important. Mulțumesc și, ca de obicei, nu ați uitat de cultul eroilor, mai ales de scriitorii care nu mai sunt, de oamenii de artă. Se apropie Crăciunul. Vă rog să permiteți ca în numele Consiliului Director să adresez sărbători fericite, iar oamenilor de afaceri, prosperitate și succes. Mulțumesc! De asemenea, o asociație culturală pe care noi o cinstim cu acest prilej, foarte importantă, tot răspândită la nivel național, este Asociația Astra, Despărțământul Vasile Alexandrie din Bacău. Îl invităm pe Vitica Tricope, profesorul Vitica Tricope, să o semnaleze, să ne amintească eu. Tot așa, scurt, durează mult 5 minute, mi-am luat și
onora Sibiu s-a înființat Asociația Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului Român, dar în 1996 la Bacău, fie la despărțământ, rața Vasilească de Bacău. Nu vă spun foarte multe, vă invit doar să încercați să intrați pe pagina noastră pe Facebook, Despărțământul Rața Vasilească de Bacău, și acolo puteți intra în posesia multor aspecte din activitatea noastră. Îngăduiți-mi să acceptați urările noastre de bine, de sănătate din partea artiștilor băcăoani și din țară și tradiționalul la mulți ani. Vei întâlni o persoană specială și persoana aceea specială este copilul din tine, care a trăit emoția sărbătorii Crăciunului și a primit vestea nașterii Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deschide-ți inima ca să primești binecuvântarea care se îndreaptă asupra lumii. Iar pentru copii, să știți că moșul vine cam încet. Niciodată nu-l simțim, dar la fiecare poartă și de fiecare dată lasă multă fericire, bucurie și împlinire. Vă doresc Crăciun fericit, la mulți ani! Poeta Carmen Ștefania Luca, proaspătă laureată a Festivalului Concurs Național de Creație Literară Avangarda 22 din această toamnă. O să citesc o scurtă poezie. Absențe. Lumina subțire și rece traversează în fugă. Nu se oprește nicăieri, nu se lovește de nimic. E gol în podul palmelor și colbul ori se ridică, ori se coboară, ori de câte ori vântul se rătăcește. Dietăți mai vin din când în când, zăbovesc și ascultă glasul iernii, cum taie în carne vine. Dar în podul palmelor nu s-a mai urcat nimeni de mult. E pustiu și dragostea nu găsește scara să se înalțe. E veznă și o rugă își face loc să respire printre crăpături. Mulțumim! Vreau să vă spun doar un lucru. Lumină, 30 secunde. Mâine avem onoarea să cântăm la Iași, la Universitatea Alexandru în Cuzan, împreună cu un cor de la, mă rog, al Universității și un grup cameral de al Liceul de Arte Octavian Celu, unde și noi în 2004 și 2006 am fost la concursul național, unde am obținut foarte multe premii, ne mai lăudăm și noi. Mâine vom cânta împreună cu ei, este o studentă de la Iași care a venit aici. Thank you.
mulți ani.